Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la sinaxarul zilei de 30 martie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Ion Scăraru. Sfântul Ion Scăraru a viețuit între anii 578-649. A intrat în cinul monahal la vârsta de 16 ani. Sfântul Ioan Scăraru l-a avut ca povățuitor pe cuviosul Macarie timp de 19 ani. După moartea părintelui său duhovnicesc, Sfântul Ioan Scăraru s-a retras într-o peșteră unde a dus o viață aspră vreme de 40 de ani. A fost vreme îndelungată egumen al mănăstirii din muntele Sinai. El este autorul lucrării Scara, care ne descrie viața duhovnicească sub forma unei scări cu 30 de trepte care ne duce spre Dumnezeu. Scara a fost tradusă în limba română de părintele Dumitru Stăniloae și se află cuprinsă în volumul al 9-lea al Filocaliei. Biserica i-a închinat Sfântului Ioan Scăraru a patra duminică din postul Sfintelor Paști. Sfântul Ioan Scăraru mai este cunoscut sub numele de Ioan Sinaitul, datorită faptului că a fost egumen al mănăstirii Sinai. Însă, pentru erudiția și cultura sa, este numit și Ion Scolasticul. Numele Scăraru sau Climacus vine de la principala sa operă intitulată Scara Paradisului. Troparul Sfântului Ioan Scăraru. Locuitor pustiului și înger în trup și de minun făcător te-a arătat purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan, și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luni, vindești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Sfântul Ioan Scăraru a trecut la cele veșnice în anul 649. Astăzi mai facem și pomenirea Sfintei Evula, mama Sfântului Pantelimon. Pe 30 martie este pomenită Sfânta Evula, mama Sfântului Pantelimon. Deși soțul său era senator păgân, ea îmbrățișase tainic credința în Hristos și și-a crescut copilul în dragostea lui Dumnezeu, trecând la cele veșnice, pe când Pantelimon era copil. Tot astăzi facem pomenirea Sfântului Proroc Ioad, Sfântului Cuvios Ioan, Sfântului Ioan, Patriarhul Ierusalimului, Sfântului Mucenic Zaharia cel Nou. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le doresc un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, fericire și prosperitate în tot ceea ce își doresc ei. Vă invit cu mare drag să vă abonați la canalul meu YouTube. Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Astfel veți fi notificați ori de câte ori voi face o postare nouă, care este posibil să vă fie de folos dumneavoastră, copiilor sau nepoților dumneavoastră. Să aveți o zi bună! Doamne ajută, dragi prieteni!